întrebare. Astăzi noi vom examina, după cum și a fost anunțat, două subiecte și anume vom discuta despre acele modificări care au fost operate în formularul declarației PC21 în anul curent. Și a doilea subiect este modificările sau, spunem așa, ajustarea celor cerințe care s-au efectuat la completarea tabelului 2 din declarația EPC și anume ce sunt de persoanele asigurate. La subiectul 2 va prezenta doamna Angela Rezan, reprezentantul Casei Naționale de Asigurări Sociale și adjunct al Direcției Generale Evidența Individuală a Contribuțiilor și eu mă numesc Prascovia Cipătărencu. Deci vom procede la primul subiect și anume modificările care au fost operate în formularul declarației IPC21 în anul 2023. De ce au fost condiționată necesitatea modificării acestui formular? Vreau să menționez că trebuie să cunoaște că aceasta a fost condiționată de acele modificări care au fost operate prin legea ce a stabilit politica bugetar-fiscală pentru anul 2023 și anume legea numărul 356 din 29 decembrie 2022. Deci, până a trece la acele schimbări sau modificări care au fost aplicate, ne aducem aminte că formularul declarației forma IPC21 este aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor numărul 94 din 30 iulie 2020, sigur, cu toate modificările și completările care au fost operate. Declarația se prezintă lunar către 25-a lunii următoare luni de gestiune și prin derogare la această prevedere, noi cu dumneavoastră cunoaștem, de fapt, că asta nu este acum recent, că angajatorii și liberii profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției, care în luna de gestiune, adică în luna pentru care se prezintă declarația forma IPC21, nu a efectuat careva plăți impozabile în folosul persoanelor fizice, nu calculează, că nu are obligația de a calcula contribuții de asigurări sociale și nu are niciun angajat, aceștia nu vor prezenta nici declarația forma IPC21. Da? Adică, prin temeiu, vedeți pe ecran, este articolul 5 alineatul 1 litera E din legea 489. Dacă să revenim la modificările care au fost operate în anul acesta, eu aș vrea să menționez că au fost două modificări operate în formularul declarației IPC21 și anume prin ordinul Ministerului Finanțelor numărul 25 din 3 martie 2023 și numărul 64, acum recent a fost aprobat, adică din 14 iulie 2023. Mai departe vom examina care sunt acele modificări care au fost efectuate prin aceste ordine. Și iată dacă să ne referim la modificările care au fost operate în primăvara anul acesta, adică în luna martie, anul curent, modificări care au fost operate prin ordinul Ministrului Finanțelor numărul 25 din 3 martie 2023. Vreau să menționez că, de fapt, că dumneavoastră și cunoașteți acest lucru, că a fost reaprobat formularul declarației IPC21, adică noi acum avem acest formular stabilit în două limbi separate, adică limba română și limba rusă. Ea nu se mai numește stare de seamă, ci are denumire de declarație, da? Și modificarea care a fost operată prin acest ordin, anume să vorbim în preambul formularului. Adică în preambul formularului este o, spunem așa, o rubrică care a fost concretizată. Dacă dați, eu puțin să merg mai în jos ca să vedeți dumneavoastră. Iată, dacă vedeți, asta e extras din declarația forma IPC21 și uitați-vă în rubrica corectarea datelor persoanei asigurate, inclusiv și după o perioadă fiscală, spus anterior controlul fiscal. Adică aici contribuabilii care
spunem așa, depistează că au fost efectuate careva vergori la completarea declarației de IPC și anume a partea a doua, tabelul 2 din declarația IPC 21. Adică eroare ce ar putea să fie, adică erori care nu sunt de fond de tribări a muncii sau salariile care le-a primit sau nu sunt nici de contribuții care au fost calculate, ci doar de concretizarea unor date, cum ar fi categoria persoană asigurată în aceea s-a arătat care a fost codul funcției sau perioada de activitate care se reflectă la noi în tabela 2 la colonițele 5 și 6. Adică dacă s-a stabilit astfel de erori și noi vrem ca pentru perioada respectivă pentru care vrem să prezentăm dar ți am corectat, a fost controlul fiscal, agenții economici pot să fac aceste corectări bifând rubrica aceasta, bifând, arătând perioada fiscală pentru care vrem noi să facem corectarea și atunci se va modifica doar datele din tabela 2, anume ce vizează persoanele asigurate și doar, cum am spus încă o dată, se va modifica acele date ce nu țin de salarii care au fost declarate și contribuții de asigurări sociale. Vreau să atenționez la faptul că, uitați, sunt careva greșeli, că atunci când, de fapt, noi găsim astfel de erori și trebuie să le corectăm, atunci nu trebuie să fim atenți, pentru că bifăm anume această rubrică, da? Corectarea datelor persoanei asigurate, inclusiv pentru o perioadă supusă anterior controlul, și numai decât, uitați-vă aici, perioada fiscală pentru care noi vrem să corectăm, adică să presupunem că în anul 2022, în luna martie, noi am avut control fiscal, adică a fost spus această perioadă unui control fiscal. Totodată acum depistăm că, îmi dareți seama, pentru luna martie 2022, incorrect la careva angajați de-a noștri, le-am indicat codul funcției sau perioada de activitate. Da? Noi asta am putea să facem acum, dar iarăși spunem că noi vom bifa această rubrică și perioada fiscală vom pune luna martie 2022. Multe ori întreabă și mulți întreabă. Noi am putea să dăm o dare de seamă de fapt de corectare, dacă nu a fost controlul fiscal. Sigur că da, putem să facem. Atunci noi bifa tipul dare de seamă de corectare pentru acea perioadă și vom corecta datele care au fost declarate eronat. Mai departe, prin ordinul Ministrului Finanțelor, acesta numărul 25, care în luna martie a fost aprobat, s-a mai completat formularul cu, iarăși vă arăt, vă demonstrez, da, în extrasul din declarația IPC, s-a completat tabelul 1 cu un rând prin care contribuabilii au posibilitatea să declare venitul sub formă de dobândi sau creștere de capital determinat de la valorile imobiliare de stat care sunt obținute de către persoanele fizice cu codul sursei VMS, adică valori imobiliare de stat. Și uitați, să ceriți, da? Adică noi aici declarăm venitul și impozitul care se reține. Știm cu dumneavoastră că din acest venit se reține un impozit în mărime de 12%. Iarăși spun de ce a fost necesitatea completării cu acest rând a formularului. Din motivul că, iarăși, prin legea 356 din 2022, legea care prin care s-a promovat politica bugetară fiscală, articolul 90 prim s-a completat cu un aliniat prin care s-a stabilit un venit, și anume venit sub formă de dobândi sau creștere de capital, anume acela care se determină la valorile imobiliare de stat obținute de persoanele fizice. Iată, aceste modificări au fost operate în primăvară anul acesta și cele mai principale, am spus, da? Dacă să vedem mai departe, ce s-a modificat recent în formularul declarației IPC 21? În formularul dat,
A fost completat iarăși cu un nou tabel, și anume tabelul numărul 1.1. Și iarăși spun din care cauză, iarăși urmarea a completării care au fost operate la articolul 87 alineatul 1. Prim. Cu ce am? Iată, pe ecran eu am făcut extrasul din formularul declarației precedente. Cine declară, cine va declara aceste, cine va completa, spunem, această tabelă. Și după denumire, noi vedem că astăzi se va declara suma impozitului pe venit calculat în cazul în care noi vom distribui, achita dividendele, spurci, sub formă de acțiune sau cote porți să cred profitul obținut în perioadele fiscale 2023, 2024 și 2025. Și că tabela în cauză ne indică ce, cum determinăm impozitul calculat. Și am, adică spune perioada fiscală. Perioada fiscală, vedeți că e 2023, 2024, 2025, adică n-ar putea să fie altă, da? În acest tabel. Se va declara profitul nedeterminat conform situațiilor financiare, iarăși pentru situație, pentru perioada respectivă. Suma dividendelor care au fost distribuite, achitate, da, în perioada respectivă. Vom determina prorata care se determină prin raportul dintre suma dividendelor către profitul nedeterminat conform situației financiare pentru perioada respectivă. Și impozitul pe venit, calculat și care urmează să fie declarat și achitat până la 25 a lunii următoare, lunii în care s-a distribuit dividendele, se va determina, adică prorata se va aplica la suma impozitului pe venit calculat aferent de perioada de gestiune, adică în rândul care se repetă, în rândul 170 din declarația forma VEN 12. La început de an, când a fost introdus această prevedere, au apărut foarte multe întrebări. Și, de fapt, Serviciul Fiscal de Stat a sistematizat cele mai frecvente întrebări și le-a plasat în baza generalizată a practicii fiscale. De aceea, dacă vreți că mă ne ducem de la acest tabel, ne uităm. Cine poate beneficia de prevederile articolului 87 alineatul 1 din codul fiscal? În primul rând, noi cu dumneavoastră deja am stabilit și înțelegem că prevederile articolului 87 alineatul 1 din codul fiscal stabilește să decide contribuabilul, adică care vrea, de exemplu, să amâie plata impozitului pe venit din activitatea întreprinzător pentru o perioadă altă, adică, și anume se arată pentru care perioadă? Perioada 2023-2025. Cine sunt acestea? Astea sunt întreprinderile clasificate ca întreprinderi micro, mici sau mijlocii, adică cele care sunt determinate conform criteriilor stabilite prin legea 179 din 2016 cu privire la întreprinderi mici și mijlocii. Totodată vreau să menționez că prin articolul cauză s-a stabilit cine nu poate aplica aceste prevederi. Adică cine n-ar putea să amână impozit pe venit pentru o perioadă fiscală 2023, 2024 și 2025. Și expres spune cine nu pot aplica aceste prevederi. Asta sunt întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești, rezidenții zonelor economice libere, rezidenții Portului Internațional Liber Giurgiulești, rezidenția Aeroportului Internațional Liber Mărculești, rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, agenții economici care aplică regimul fiscal stabilit în capitolul 7 prim, pachetă impozitului din dintr-o operațional, și agenții economici care desfășoară activități financiare și de asigurări prevăzut în secțiunea C a clasificatorilor activităților de economie Moldovei. Adică aceștia n-ar putea să beneficieze de aceste prevedere. Să înțelegem că dacă noi vrem să nu plătim impozitul pe venit în anul 2023, nu vor beneficia acei agenți economici, cu excepția celor care nu ce i-am menționat. Și dumneavoastră puteți să-i găsiți în articolul 87. O altă întrebare care a apărut la început de an și a fost cum va alege centrul economic opțiunea de aplicare a acestei prevederi, de a amâna impozitul pe venit
Pentru altă dată, pentru perioada altă decât perioada anului 2023, 2024 și 2025. Adică alegerea opțiunii de aplicare acestor prevederi se face odată cu raportarea obligațiilor pentru perioada fiscală respectivă, adică prin prezentarea declarației cu privire la impozit pe venit, forma VEN-12, adică care se va depune în termenul stabil și noi știm că această declarație, ca și multe altele, se depun în datele 25 martie, anul următor, anul de gestiune. Nu se iau în considerație declarații care au fost corectate după termenul de prezentare, dacă unul dintre scopurile corectării vizează modificările opțiunii de aplicare al neazului menționat. Adică noi spunem așa că, iată, astăzi este în definitivare modificările care se fac la declarația pe la impozit prin forma VEN-12. Aici va fi o rubrică care, agentul în care o să vrei să beneficiezi de această prevedere, va bifa rubrica respectivă și prin asta noi o să înțelegem că agenții economici vor să beneficieze de prevederile articolul 87 alineatul 1 prim din codul fiscal, adică să amâne plata impozitului pe venit pentru o altă perioadă. Dar noi înțelegem dumneavoastră că amânarea impozitului pe venit se va face până în perioada în care întreprinderea va decide să plătească dividendele pentru acea perioadă. Da? O altă întrebare care tot apărea des și tot fiind prezentată explicațiile la ea, noi am stabilit că opțiunea de aplicare a acestor prevederi, adică de amânare a impozitului pe venit, se va face pentru fiecare perioadă fiscală separat și nu pentru toate perioadele deodată. De ce? Din motiv că, într-adevăr, dumneavoastră ați văzut cum determinăm impozitul pe venit care urmează a fi achitat în cazul când întreprinderea achită dividendii pentru perioada respectivă, că noi vom calcula, aplicând prorata, la suma impozitului pe venit determinat și declarat prin declarația forma VEN-12 în rândul 170. Adică fiecare separat an se va alege această opțiune. Dar spunem noi așa că poate agentul economic să aleagă opțiunea pentru anul 2024, atunci 2023-2025 aplică regula generală. De ce? Distribuie. Dividendele le impozitează conform articolului 90 prim și acest tot. O altă întrebare care tot la început de an și țineți minte, poate și sunteți și dumneavoastră sunt persoane care tot au pus întrebările, trebuie să declare impozitul pe venit prin declarația IPC, adică anume prin anexul numărul 8, acel impozit care se achită în trimestrial în rate. Și uitați-vă că la această întrebare, tot în baza generată a practicii fiscale, veți găsi răspunsul că acei agenți economici care vor opta pentru a aplica aceste prevederi, adică a amâna impozitul pe venit pentru altă dată, ei nu vor completa anexa 8D din declarație cu privire la impozitul pe venit forma VEN-12 și, indiferent de faptul, a pus 0 în anexa 8D sau, în general, nu completat. Serviciul fiscal de stat va înțelege că acest agent economic a decis să aplice aceste prevederi pentru anul respectiv. O altă întrebare, tot care apare, tot este, spune, ar putea o agent economic în perioada în care amână plata impozitului din achiziții de întreprinzător, de exemplu, pentru anul 2023 sau anul 2024, ar putea să achite dividende pentru alte perioade, da? Referent altor perioade decât perioadele 2023, 2024 și 2025. Sigur că da. De ce? Dar fiind faptul că prevederile articolului 87, alineatul 1 prim, se răspând doar asupra perioadelor fiscale 2023, 2024 și 2025. Adică, dacă noi am ales că pentru anul 2023 să beneficiem de amânarea impozitului pe venit,
Da, aceasta putem să facem. Noi, la moment, am completat anexa 8, dar dacă entitatea decis să achite dividende din profitul aferent perioadei fiscale 2022 sau 2021, ei ar putea să facă acesta, numai că nu urmează să ținem cont de faptul că din aceste dividende urmează să reținem impozit venit conform prevederilor articolul 90 prim, da, 6%, sau dacă e rezident, potrivit articolul 91 din codul fiscal. Adică spunem noi așa că achitarea dividendelor din aferente profitului altor perioade decât perioadele menționate în articolul 87, adică nu au nicio influență la alegerea opțiunii de a amâna impozitul pe venit. Altă întrebare care tot a apărut și care, de fapt, s-a lansat răspunsul în Iași. Noi avem explicațiile Ministerului Finanțelor la această întrebare. Asta este dacă entitatea repartizează prealabil dividendele din profitul anului 2023. Noi înțelegem că în cazul în care se achită, spunem noi așa, dividendele din profitul anului 2023, adică prealabil în anul 2023, cunoaștem că este sunt prevederile articolului 80 prim, care prevăd că în cazul dat ar trebui să se rețină un impozit în mărime 12%. Respectiv, dacă se va face așa, astfel de din partea întreprinderii, această întreprindere nu va fi în drept să aplice amânarea impozitului primit pentru anul 2023 pentru o altă dată. Adică, uitați, noi ne-am adică a fost solicitat și explicația Ministerului Finanțelor la acest subiect, de aceea răspunsul este plasat de către serviciul fiscal în baza acestor explicații. Iată, uitați-vă, aceasta este tot ce am vrut să vă, la ce am vrut să vă atrag atenția dumneavoastră. V-aș îndemna că dacă aveți careva întrebări suplimentare, să apelați centrul de apel al serviciului fiscal de stat și dumneavoastră știți, cred că orice apel telefonic este gratuit, da? Și telefonul 08525 sau puteți să intrați pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat, la compartiment contribuabil, categoria persoanelor juridice și fizice, rubrica impozitul prevenit și să alegeți ce întrebări pe dumneavoastră vă interesează. Asta a fost tot. La subiectul ăsta. Mai departe, cred eu că colegii noștri de la Casa Națională, așa numit doamna Angela. Da, bună ziua! Da, doamna Angela, vă rog frumos să vă dăm contul dumneavoastră mai departe și la toți mulțumesc. Bună ziua! Îmi pare bine să vă cunosc, să vă ascult, să vă văd. Seminarul de astăzi, de fapt, trebuia să petreacă doamna Sorocean, dar doamna se află în concediu și în cazul dat să încerc să vă informez eu cu prezentarea mea. Acum, cer scuze, partajez ecranul. Așa, sper că se vede, da, prezentarea mea. Desigur, noi în continuare ceea ce a spus doamna Parascovia să vorbim despre declararea contribuțiilor de asigurări sociale și despre modificările care au fost operate prin ordinul 64, ce s-a făcut în tabelul, modificările care au fost efectuate și verificările care au fost efectuate în tabelul numărul 2 declarației PC21. O să mă strădu să vă informez cum se utilizează toate categorii.
cum poate fi ele reflectate și cum pot fi ele, cum poate fi interceptate și respectiv, cred că la urmă, dacă să aveți întrebări, o să încercăm cumva să răspundem sau să scrieți în chat. Așa, conform modificărilor, monitorul oficial numărul 249-250 din 17 iulie 2023 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor numărul 64 din 14 iulie 2023, prin care s-au operat unele modificări în Ordinul Ministerului Finanțelor numărul 94, anume a fost, prin care a fost aprobat formularul declarației PC21, și precum și instrucțiunea cu privire la completarea acestor. Pe lângă alte modificări referente declarației PC21, au fost introduse și unele ajustări în domeniul asigurărilor sociale de stat. Astfel a fost publicat în versiunea nouă clasificatorul categoriei persoanelor asigurate, care a fost completat cu o categorie nouă, 155-11, derivata categoriei 155, prelungirea din contul concediu ordinar, a persoană care a prelungit concediu paternal. De ce a apărut necesitatea? Necesitatea introducerii acestei categorii a intervenit în contextul ultimelor modificări operate în actele normative în vigoare cu privire la modul de acordare a concediului paternal. Astfel, categoria 155-11 permite declararea în tabelul numărul 2 din declarației PC21 situațiile de prelungire a concediului paternal, corespunzător prevederilor punctului 3 prim din articolul 124 prim a codului muncii, care se reglementează că în cazul de coincidență totală sau parțială a concediului paternal cu concediul medical, în baza unei cereri scrise a salariatului, concediul paternal nefolosit poate fi prelungit integral sau parțial. Totodată au fost actualizate și cerințele de completare dării de seamă IPC21 aprobate prin anexa numărul 4 la Ordinul Ministerului Finanțelor numărul 94. Ajustările în cerințele au fost introduse la punctele 8, 9 și 13, care priveg condițiile de completare a coloniților 5 și 6, asta perioadele de muncă, de la și până la din tabelul numărul 2 din declarației PC21, indicând perioada de muncă și de incapacitatea temporară de muncă. Astfel, acestea au fost completate cu derivatele a unei categorii ale persoanelor asigurate, care se conțin în clasificator. Categoriile adăugate corespund clasificatorului categoriei persoane asigurate și permit reflectarea în coloanele 5 și 6 din tabelul numărul 2, din darea de seamă din declarației PC21, a altor perioade decât cele din luna de gestiune. Dacă vorbim, aici este un slide făcut pe categoriile, cum ele se utilizează și dacă permiteți, eu mă strâng de la fiecare categorie să mă acces mai detaliat. Vorbim de categoriile care anume la care se reflectă aceste modificări. Și totodată, încă o dată, atrag atenția dumneavoastră la cum se utilizează aceste categorii. Prima categorie despre care vreau să vorbesc, asta categoria 105, persoana angajată prin contractul civil. Primul rând, cum se utilizează această categorie, ea se reflectă, desigur, contractul civil se încheie pe o perioadă mai îndelungată, plata de obicei se face pe parcursul perioadei contractului, poate fi efectuat în fiecare lună, atunci nu sunt dificultăți, dar poate fi efectuat pe perioada contractului de câteva ori.
În așa cazuri, să nu pierde persoana stadiul de cotizare în luna în care s-a efectuat plata pentru persoana în cauză, urmează să fie divizate, urmează să fie calcul efectiv, urmează să fie divizat pentru întreaga perioadă contractului. Admitem contract, plata pentru contract este contract pe un an, plata s-a făcut de două ori la mijlocul anului și la sfârșitul anului. Înseamnă că în cazul în care se efectuează plata la mijlocul anului, admitem în luna iulie, angajatorul urmează să declare pentru persoana în cauză care, la care este încheiat contractul de contract civil, în darea de seamă în tabelul numărul 2 se reflectă mai 6 înscrieri, da, pentru perioadele lunii ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie. În așa sens că persoana să nu piardă această perioadă din stadiul de cotizare. Și iarăși, dacă ne întoarcem la exemplul meu, dacă persoana admitem iarăși la sfârșitul anului primește a doua plată, înseamnă că iarăși în luna decembrie, când va fi declarată suma respectivă pentru persoana, urmează să fie declarate mai multe înscrieri conform perioadei pentru care s-a calculat această plată. În așa fel, noi permitem reflectarea categoriei 105 în darea de seamă IPC-21 în tabelul numărul 2 pentru perioadele anterioare perioadei de raportare. Următoarea categorie despre care eu vreau să vorbesc, categoria 155, persoana care a prelungit concediu anual. Persoana poate să prelungească concediu anual din motiv că s-a aflat în concediu pentru incapacitatea temporară de muncă și respectiv conform articolului 25 a Codului Muncii, perioada aceasta poate fi prelungită la cerere persoanei. În cazul dat, când se prelungește concediu, în darea de seamă IPC-21 apare în tabelul 2 înscrierea pentru persoană în cauză cu informarea perioadei pentru care se prelungește concediu și în restul coloniților unde se efectuează calculul salariul contribuțiilor și mai departe, nu se reflectă nimic. Adică categoria asta nu are caracter informativ. Cum am spus anterior, această categorie cu același practic sens a fost completată cu o derivată 155-11, persoana care a prelungit concediu paternal. Despre faptul acesta noi am vorbit, concediu paternal poate fi prelungit în cazul de suprapunere cu concediul medical. Dat fiind faptul că concediul paternal are durată de 14 zile, poate fi declarat doar pentru luna imediat următoare cele de gestiune. Iarăși noi atenționez că în cazul în care persoana depune cererea la de prelungire acestui concediu paternal, da, în cazul coincidenței cu concediul medical, atunci dumneavoastră reflectați în raportul IPC-21 categoria respectivă. Și modalitatea de completare acestei categorii asimilatoare ca categorie 155, adică se completează, se indică nouă perioadă la aspectul fondului de remunerare a muncii, folii de bală și contribuțiile se reflectă zero. Următoarea categorie despre care vreau să vorbesc, asta categorie 153-11, dumneavoastră cunoașteți foarte bine această categorie, persoana care a beneficiat de indemnizație din capacitatea temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă achitate din contul angajatorului. Adică aceste 5 zile care calculează angajatorul și se reflectă în darea de seamă IPC-21. Dacă anterior a fost așa o problemă că această categorie se reflecta numai pentru perioadele
pentru luna digestiune sau perioadele anterioare lunii digestiune. Verificările acestea au fost ajustate din motiv că capacitatea temporară de muncă se calculează de către angajator în luna în care a fost prezentat de către angajat certificatul medical. Pentru o boală obișnuită, dar se declara perioada în care persoana efectiv a fost bolnavă. Și mai multe probleme apăreau în situații în care persoana, spre exemplu, la sfârșitul lunii a fost pe foaia de boală și această foaie de boală continua, spre exemplu, de pe 27 august până la 27, cer scuze, iulie, până pe 2 august, admitem 5 zile. De obicei, agenții economici declarau perioada aceasta așa cum ea a fost, dar atenționez că în cazul în care, și noi o să vorbim mai jos despre faptul acesta, în cazul în care perioada despre care raportați se încadrează în limitele unei luni, se declară cu o înscriere. Dacă această perioadă, spre exemplu, foaia de bală despre care am menționat, se încadrează în limitele, se primește de 2 luni, această înscriere urmează să fie divizată în 2 înscrieri. Adică foaia de bală pentru perioada menționată, cum eu am spus în exemplu meu, de pe 27 iulie până pe 2 august, urmează să fie declarată în 2 înscrieri. 153.11 de pe 27 iulie până la 31 iulie și încă o înscriere pentru persoana în cauză de pe 1 august până pe 2 august, tot categorie 153.11. Dacă în luna precedentă așa situații nu mergeau și sistemul vă dădeau permanent erori la aspectul aplicării categoriei 153.11. Să facem întrebare. Da. Eu și întrebările s-au spus că la sfârșitul, nu? Nu, pur și simplu ne-a spus de pe 27 până 31 sunt respectiv deja 5 zile. Și 1 și 2 august primesc deja de un contul la clasă. Eu am să ales, am irotat zilele, ok, las fie 5 zile asta de pe ce dată să primești. De pe 29. Admitem de pe 20, cer scuze, de pe 29 las fie, de pe 29 iulie până pe 2 august. Eu vroiam să ating limitele două, adică deci în limitele două luni. În cazul dat, ați înțeles că se reflectă, numai, desigur, numai 5 zile din contul angajatorului și ideea constă în aceea că acum sistemul informațional a să vă accepte declararea în luna iulie foi de boală care trece în luna următoare, în luna august, ceea ce nu se accepta în luna precedentă. Asta este modificarea la punctul 9 din verificările la darea de seamă IPC 21. Așa, mai departe, vorbim despre codul, iarăși, 153.12, persoana care a beneficiat de indemnizație din capacitatea temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională achitată din contul angajatorului. Această categorie, iarăși, a fost posibil de reflectat pentru perioadele anterioare lunii de gestiune. În cazul în care foaia de bală trecea în următoarea lună, iarăși, ca exemplu precedent cu câteva zile, această foaia de bală nu putea fi declarată în luna de gestiune. Acum s-a ajustat, iarăși, repet, s-a ajustat verificarea respectivă și în darea de seamă este posibil de reflectat perioada pentru perioada precedentă, perioada lunii de gestiune și perioada lunii următoare lunii de gestiune, adică perioadele posterioare. De către angajator la care s-a produs accidentul de muncă, se plătesc, dumneavoastră cunoașteți, primele 20 de zile calendaristice,
din capacitatea temporară de muncă, independență de situații pot fi declarate perioadele anterioare cât și posterioare lunii de gestiune. Respectiv, cadrul normativ, dacă observat și în slajul precedent, era menționat, eu cer scuze, nu m-am axat, sper că dumneavoastră ați văzut asta, este legea numărul 756 privind legea de asigurări de accidente, de muncă și boli profesionale. Următoarea categorie despre care vreau să vorbesc, asta categorie 159, persoana care se afla în concediu neplătit din cont propriu. De obicei, persoana depune cerere la dumneavoastră, poate să ducă pe perioada de câteva zile și poate să ducă și perioada până la 220 de zile calendaristice conform codului muncii. Baza normativă este articolul 120 a codului muncii. Această categorie se reflectă pentru luna de gestiune sau pentru lunile posterioare lunii de raportare. Iar și atrag atenție că în cazul în care persoana depune solicitarea să ducă în concediu de cont propriu pe perioada mai mult de o lună, respectiv dumneavoastră, la declararea acestei categorii în tabelul numărul 2, urmează să divizați perioada pe mai multe înscrieri, în așa fel că o înscriere, într-o înscriere perioada de la și până la se încadreze în limitele unei luni. Asta se referă nu numai la categoria 159, la toate categoriile care se utilizează în raportare, în tabelul numărul 2 a declarației PC21. Următoarea categorie despre care eu vreau să vorbesc, asta categorie 160, persoana care se află în concediu ordinar plătit. Persoana când se duce în concediu, depune cerere, ea poate să ducă la pe perioada, depinde cum este stipulată perioada de concediu, dar iarăși vorbim de situații în care persoana se duce în concediu și în perioada aceasta atrage, spre exemplu, haideți iar exemplu concret, se duce în concediu recent în luna iulie de pe 27, cum am adus exemplu iulie, până pe 16 sau cât acolo, până pe 31 septembrie, în cazul dat, acest concediu se reflectă cu două înscrieri, se reflectă perioada pentru luna iulie, se raportează despre acest concediu în darea de seamă pentru luna iulie, se declară cu două înscrieri, una pentru luna iulie și o înscriere pentru luna august și în așa fel că nu numai perioada se divizează și calculul concediarilor tot trebuie să fie proporțional divizat pentru fiecare lună. Indemnizația de concediu poate fi calculată în luna curentă, dar pentru lunile următoare. Da, se plătește cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de aplicarea salariatului în concediu și se declară în luna de calcul, dar cu perioada în care la care se referă suma. Cadrul normativ este articolul 116 din Codul Muncii. Categoria 160, persoana care se află în concediu ordinar plătit, mai are derivate 160-11 și 160-12. 160-11, persoana care se află în concediu de studii, se reflectă iarăși concomitent ca și cu categoria 160 și în luna precedentă a fost problema la reflectarea acestei categorii și 160-12, dar problema aceasta a fost soluționată prin ajustarea și adăugarea verificărilor la acestea două derivate. Acum este posibil de reflectat această categorie pentru luna de gestiune și pentru lunile posterioare lunii de raportare. Cadrul normativ este articolul 178 al Codului Muncii.
Și comentarii noștri este în așa fel că practica demonstrează că există concedii de studii pe perioade prelungite. De exemplu, în perioada sesiunii de licență pot fi acordate concediile până la 90 de zile. De aceea nu este reglementată anumită perioadă posterioară lunii de raportare care poate fi declarată. Adică perioadele poate fi nu numai luna următoare lunii de gestiune, sau poate fi și mai multe luni. Următoarea categorie, și iarăși asta finisem deja derivatele din, aspectul categoriilor legate cu concediile, asta 160-12, persoana care se află în concediu suplimentar plătit, se declară concediile acordate la această categorie, se declară concediile acordate în baza convențiilor colective sau contractele colective de muncă, concediile de odihnă anuală, care se lipesc de concedii de odihnă anual pe bază de bază, se declară cu codul 160. Adică dacă în contractul colectiv este preconizat, cum la noi la Casa Națională, spre exemplu, și probabil și la mai multe instituții, organizații, poate și la entitățile economice, este preconizat 4 zile la nașterea copilului, la înmormântare, 4 zile la nuntă, în cazul dat, aceste perioadele se declară cu codul 160-12. Dacă în contractul colectiv nu este preconizat 4 zile în cazul sau 3 zile în cazul în care persoana nu a fost bolnavă pe parcursul anului de gestiune care se lipesc la concediu anual, atunci această perioadă se declară cu codul 160. Iarăși a fost problematic în luna precedentă reflectarea categoriei acestea, deoarece derivata, pentru aceste derivatele, cum am spus, nu au fost ajustate verificările. În luna aceasta deja nu sunt probleme cu reflectarea acestei categorii și, respectiv, dacă a să declarați în luna iulie perioadele pentru luna august, categoria aceasta a să fie admisibilă și a să fie acceptată în darea de seamă. Mai avem încă câteva categorii despre care vreau să vorbesc. Asta categoria 170, persoana angajată care activează în proiectele, programele cu finanțare externă. Baza cadru normativ, articolul numărul 6 din legea numărul 156, privind sistemul de public de pensii, se utilizează asimilator cu categoria 105, se reflectă doar pentru de către entitățile economice care beneficiază de finanțare externă, și noi cunoaștem că finanțarea externă nu vine, de obicei vine nu în fiecare lună, dar cu un pic cu întârziere. Și în cazul în care sunt așa situații, este posibil de reflectat cu categoria respectivă lunile anterioare lunii de raportare. Mai am de vorbit despre categoria 171, zilele de odihnă și de sărbătoare. Categoria aceasta se utilizează în cazul în care persoana pe parcursul lunii are câteva zile nereflectate din motiv că ei cad pe perioada de sărbătoare sau pe perioada zilelor de odihnă. Astfel, categoria 171 se utilizează în cazul în care angajatul nu a activat pe parcursul lunii și zilele de odihnă și sărbătoare nu pot fi declarate cu venit asigurat în luna respectivă. Spre exemplu, parțial s-a aflat în concediu ordinar plătit și parțial în concediu medical. Din acest motiv, el nu a avut salariu calculat pentru luna respectivă. În cazul în care
Por exemplo, concediu parcial, concediu ordinal s-a finisat cu ziua de vineri, dar concediul medical a fost deschis cu lunea următoare a săptămânii, două zile dedicat din stadiul de cotizare la persoana aceasta. Și acestea două zile, sâmbătă și duminică, urmează să fie reflectate cu codul 171. Menționez că acest cod și acestea două zile să fie incluse la calcularea stadiului de cotizare. Unica la ce vreau să vă atrag atenție, în cazul asta, iarăși cazurile unice, în cazul când persoana pierde câteva zile din declararea în darea de seamă IPC-21. Să nu acceptați această categorie la fiecare declarare zilelor de odihnă, adică persoana o activat, spre exemplu, haideți cazul recent care noi am avut în municipiu, da, data de 1 și 1, noi n-am activat iunie, a fost zilele, într-un fel, recuperate, dar au fost atunci zilele de odihnă. Și respectiv, activitatea la noi, salariul a fost calculat de pe data de 3 și mai departe. Acestea două zile pot fi declarate, spre exemplu, persoana de pe data a scris cerere de pe 3 iunie se duce în concediu ordinar. În cazul dată, zilele 1 și 2 iunie urma să fie declarat cu codul 171, deja cu data de 3 și până la sfârșitul lunii cu codul 160, deoarece persoana toată luna a fost în concediu ordinar. Probabil este clar că utilizarea acestor categorii și iarăși vorbesc că această categorie deja se reflectă pentru luna de gestiune și pentru perioadele posterioare. Atrag atenție că este încă la noi categoria 168, ea de fapt și a fost unica atenționez că această categorie e foarte importantă în cazul în care persoana se restabilește la serviciu pentru absență forțată în baza hotărârii instanței de judecată. Această categorie este deosebită în ce sens? Pentru că această categorie poate fi permite reflectarea perioadelor anterioare începând cu luna când cu 1 ianuarie anului 1999. Admitem acum, recent la dumneavoastră a apărut situația, cineva din foștii angajații dumneavoastră au adus hotărâre sau ați primit prin executor judecătoresc hotărâre instanței de judecată prin care se restabilește persoana. În luna în care efectuați calcul pentru condiția de restabilire este calcularea salariului pentru toată perioada absenței forțate la muncă, respectiv urmează să fie declarată această perioadă nu cu suma integral plătită, dar urmează să fie divizată pentru întreaga perioadă, pentru fiecare lună, pentru care se restabilește persoana. Și asta este important pentru utilizarea categoriei 168. Eu mă aud că noi mai avem, da, doamna Praskovia, câteva minute. Eu vreau să adaug încă despre faptul despre care a vorbit doamna Praskovia, despre modificările din luna martie la darea de seamă IPC-21 și despre tipul corectare datelor persoanei asigurate, inclusiv pentru o perioadă supusă anterior controlului fiscal. Doamna Praskovia v-a spus că se utilizează în cazul în care aveți nevoie de a corecta careva datele nefinanciare, nu dacă vorbim concret de dare de seamă IPC-21, este necesar de reflectat, este posibil de reflectat perioada de muncă de la și până la, da, în cazul în care ea se corectează sau categorie persoane asigurate. Diferența de prezentare declarației de IPC-21 de corectare constă în acest sens când, de fapt, corectarea datelor persoanei asigurate, inclusiv pentru o perioadă supusă anterior controlului fiscal, este posibil de prezentat o singură declarație pentru anumite persoane, nu pentru întreg masiv de declarații care prezentați corectările, dar anume o singură declarație sau câteva declarații pentru care necesită să fie efectuate corectări.
Probabil eu, în principiu, am finisat ceea ce vroiam să vă spun despre modificările. Mulțumesc. Angela, ce spui? Poate o întrebare? Da. Referitor la categoria 171. Iată așa un caz. De exemplu, 1 și 2 au fost zile de weekend. De pe 3-25, angajatul s-a aflat în concediu medical. Și de pe 26-31 a activat. În cazul dat, noi 1 și 2 punem categoria 171 sau îi divizăm cumva venitul de pe 26-31 și pe 1 și pe 2? În mod normal, eu consider că 1 și 2 trebuie să fie declarat cu categoria 171. De fapt, e pentru așa situație și a fost preconizat. Ok, bun. Mersi frumos. Da, poftim. Poate tot o întrebare. Da, eu vă ascult. Puteți să deschideți slide-ul cu categoriile, categorie 155-11, prelungirea concediului paternal. Da. În comentariu scrie că poate fi prelungit numai pentru luna imediat următoare. Dar dacă buletinul a fost mai mult de o lună, ce deja nu se acordă prelungirea concediului paternal? Se acordă după finisarea buletinului. Mm-hmm. Adică să are în vedere luna următoare finisării buletinului, da? Da, luna următoare finisării buletinului. Aici o să aducem. Și așa, întrebare, poate retorică. Când au fost prezentate REF 5, atunci se permitea toate modificările care au fost în luna curentă și era comod de verificat datele din REF 5 cu ceea ce noi am prezentat, ceea ce am calculat lunar. Acum, cu aceste prezentare IPC de corectare, foarte greu de dus evidență, foarte greu de verificat. Câteodată la persoană poate fi mai multe luni la rând recalcule. Poate mai comod era cu REF 5, cu prezentarea cum în REF 5 și o să vă întoarceți la varianta aceea. De fapt, noi am spus că în fondul de remunerare a muncii se includ toate recalculele care au fost efectuate în luna de gestiune. Dar sunt situații, admitem, persoana a lucrat la dumneavoastră 2 zile în luna iulie, da? Și respectiv urmează să întoarcă concedialele calculate în luna precedent. Da. Suma, ca urmare, suma calculată pentru 2 zile și stornarea concedialelor, da? Cu minus, nu permite să reflectăm suma pozitivă în calcul pentru luna iulie. Se primește că persoana, la persoana se declară suma negativă. Nu uităm că perioada care se declară în dare de seamă IPC 21, tabelul numărul 2, se include în stadiul de cotizare. Acum se pune iarăși întrebarea retorică, cum noi trebuie să includem suma negativă la calcularea stadiului de cotizare. În așa situație, dumneavoastră trebuie să vă întoarceți într-adevăr în luna în care s-a calculat acestea concedialele și să corectați suma în luna precedentă, să micșorați în așa fel că pentru 2 zile lunii iulie să rămână calcul și această perioadă să fie inclus în stadiul la persoană asigurată. Dar în cazul în care suma pentru luna iulie vă permite să faceți recalcul la concedialele pentru luna precedentă, poftim efectuați acest recalcul și declarați în luna iulie. Clar, bine, mulțumesc! Bună ziua! O întrebare. Spuneți, vă rog, referitor la persoanele care lucrează prin cumul, da, și au salariu mai mic de 1000 de lei, la care noi trebuie să calculăm fondul social 252, pare mi se cât era acolo. 25%. Da, 25%. Spuneți, vă rog, noi putem să dăm la oamenii ăștia salariu mai mic de 1000 de lei? Și să calculăm 25% din suma din 4.000 sau nu se poate? Pentru că eu am încercat și nu se... declarația nu primește astfel de... Da, mersi pentru întrebare. Da, acestea modificările au fost implementate, dar iarăși în modificările respective scris că din timpul efectiv lucrat.
Da. Opul dumneavoastră trebuie să fie în felul următor, că dumneavoastră stabiliți salariul reșind din salariul minim stabilit pe țară. Salariul minim 4.000 lei, preconizat pentru 169 de ori de muncă. Da? Dumneavoastră da. Calculați, estimați cât costă o ori, calculați, da. Pentru că sunt situații când, da, din sunetele și din experiență, avem situații când persoana activează două ori pe parcursul săptămânii, da? Se primește pe total 8 ore pe lună și suma respectivă este mai mică de 1000 de lei. Respectiv, din suma aceasta se calculează 25%. Da. Nu se pune limita 250 de lei din 1000 de lei, pentru că se primește calcul fondului de salariu este 800 de lei și contribuțiile de asigurări sociale 250 de lei. Este situația de absurd. Urmează să fie calculate contribuțiile din suma din care o beneficiat persoana, adică proporțional. Se permite astfel, da? Da, se permite. Se permite. Vă mulțumesc mult. Da. Mulțumesc bună. Da, mersi. O întrebare. Vă rog mult. Angajata după concediu post-natal a solicitat concediu ordinar, la care s-a achitat și o primă de vacanță. După concediu ordinar, angajata a ieșit în concediu de îngrijire a copilului până la 3 ani. Cum se declară această primă de vacanță, care a primit-o în perioada concediului ordinar? Cod 101? Adică noi nu avem categorie 143, noi am preconizat ca o primă pentru aflare în concediu, pentru primirea, pentru prima care a fost primită fiind în concediu de incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, în concediu de îngrijire a copilului. În cazul în care acum la noi s-a modificat tot în legislație și persoana se permite și activitatea fiind în concediu de îngrijire a copilului, dumneavoastră puteți să lipiți cu codul, adică 160 dumneavoastră declarați și puteți să puneți cu o zi 101, pentru că 160 în ziua în care o beneficiat de această primă, pentru că 160 poate să se intersecteze cu 101 și nu este nicio problemă în cazul dat. Da, așa și am făcut, dar am fost telefonați de CTAS, angajata a ieșit în un alt concediu de îngrijire a copilului, concediu de maternitate, da, și le încurcă codul 101. Atunci mai bine să reflectați cu codul 143, pentru că, într-adevăr, vedeți cum asta schimbă baza de calcul pentru persoana în cauză. E, de fapt, nu activat, e beneficiat de o primă pentru rezultatele obținute anterior. Așa fel, da, sunt excepții, eu nu neac situația aceasta de fel, pentru că sunt excepții și în cazul dat mai bine să fie reflectat cu codul 143, această primă. Dar codul 160 nu încurcă pentru o bază de calcul? Asta eu deja n-a să vă zic, pentru că probabil că nu, dar nu cunosc, eu trebuie să concretizez la colegi care stabilesc prestația. Dacă doriți, lăsați un telefon de contact în chat sau vă las telefonul meu și puftim apelați și concretizăm. Da, da, vă rog mult. În caz că dacă codul 160 are aceeași efect ca și codul 101, nu este statistic. De fapt, el nu aș trebui să aibă același efect, pentru că este preconizat că persoana, mai ales acestea, sunteți din domeniul învățământului? Nu. Sunt situații când persoana din domeniu face parte din domeniul învățământului, cunoaște că profesori se duc în concediile pe vară, poate să intersecteze această perioadă cu concediul de îngrijire a copilului și asta nu trebuia să încurcă, dar eu concretizez și vă răspund la întrebare. Mersi mult. Da, poftim. Mai poate o întrebare, vă rog. Spuneți, vă rog, concediile medicale pentru angajat sau pentru îngrijirea copilului bolnav care se achită peste 5 zile, adică din contul CNAS, se declară în IPC sau nu?
Nu, bine, mersi, chiar mersi pentru întrebarea aceasta. Eu am scăpat din vedere când am vorbit despre foile de bază, despre categorie 153-11. Perioadele acestea foilor de bază care se achită din contul bugetului asigurării sociale de stat nu se declară în dare de seamă IPC-21. Persoana când obține extrasul din cont, apropo, vă informez și pe dumneavoastră, pentru că fiecare din dumneavoastră sunteți persoanele fizice. În cazul în care foile de bază deja din 2019 se achită de către Casa Națională de Asigurări Sociale, se vede în extrase din cont în partea prestației de asigurări sociale. Acolo se vede și perioada și suma care s-a achitat persoane. În așa fel, noi nu avem nevoie de declararea acestei perioade. Pur și simplu, în cazul în care am declarat în lunile, chiar în cazul în care ați declarat, așa și rămâne, nu cred că tare, foarte tare să încurcă la stabilirea prestațiilor, dar pe viitor deja să cunoașteți că nu trebuie să fie declarați aceste perioade. Și încă o întrebare la buletinile de bală. Ori eu ceva am scăpat din modificări, ori erau 15 zile calendaristice din contul angajatorului și ceva am auzit de 20. Eu n-am menționat faptul acesta, n-am auzit, dar iarăși dacă doriți, nu prea este domeniul meu concret, stabilirea incapacității. Nu, eu n-am auzit despre 15 zile. 20 la accident de muncă. 20 tu am menționat, da, despre accidente de muncă. Eu n-am spus. Da, n-am fost atentă, da. Până și au rămas 15 zile. Mulțumesc. Poftim.